Bună dimineața, Dani, bine v-am găsit. Așa este, lângă mine se află Cristina, care din Hairstylist a devenit mecanic auto, așa că niciodată nu este prea târziu să schimbi meseria. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața! După 8 ani în care ai fost Hairstylist, ai devenit mecanic auto. Cum a fost trecerea asta? Cum ți-ai descoperit această pasiune? A fost dificilă trecerea, inclusiv perioada în care am fost în școală, am fost foarte limitată cu timpul. Lucram în aceeași perioadă. Mă bucur că am făcut alegerea asta. De mașini sunt pasionată de când eram mică. Tot timpul mi-a plăcut și am făcut trecerea și am zis că merită să fac un efort, în sensul în care sunt pasionată de motorsport. Și mi se părea corect ca în momentul în care vrei să controlezi o mașină în niște condiții extreme, practic, că nu e un mers pe drum normal, să știi perfect cum funcționează și cum se aliniază lucrurile. Îmi spuneai că ai făcut și școala. Ce înseamnă mecanică pură, nu? Sunt mai degrabă fan mecanică decât partea de electrică. Mi se pare că prea multă tehnologie începe să strice. Ce e mult... Nu merge, nu? Spune-mi, te rog frumos, cum a fost când erai hairstylist? A fost o perioadă de 8 ani, care a fost foarte, foarte productivă. Tot a fost... Am mers bine. Mi-a plăcut și perioada aia foarte mult. Am crescut foarte mult. Colectiv a fost foarte ok. Am rămas în contact cu cei de la salon. A fost pur și simplu momentul pentru o schimbare. Nu s-a întâmplat nimic care să mă... Doar am vrut să știu mai mult. Vreau să-ți pun o întrebare. Bănuiesc că toată lumea te întreabă acest lucru. Cum reușești să ai manicura perfectă? Nu e chiar perfectă. Secretul e negru, altă variantă nu mai am. Când erai mică, te jucai cu păpușile sau cu mașinuțele? Și, dar aveam niște mașinuțe, una roșie și una galbenă. Le luai de la benzinărie pe vremea aia, pe bonuri de benzină. Și mi le lua taică mie ca să mă joc cu ele. Apropo de părinți, ce au zis când au aflat că vrei să schimbi meseria? Taică mi-a fost mai... reticent așa cumva, maică-mea m-a susținut, mi-a zis că e ok, că să fac ce-mi place. Taică mi-a fost foarte reticent, așa se gândea că nu o să fac față, probabil, na, fiind bărbat, știa mai bine ce presupune. Vreau să te întreb, este mai greu să faci un coc sau să schimbi un alternator? Un coc. De ce? Eu eram mai mult specializată pe colorimetrie, cu afatul special, adică cocuri și așa mai departe. N-au fost niciodată ceva ce m-au atras foarte tare. E mai simplu doar din perspectiva faptului că mă atrage mai mult partea asta. Dacă vrei să schimbi un alternator, trebuie să dăm jos motorul. Eu nu mă pricep deloc la mecanică și nu mă pricep deloc la mașini, trebuie să-ți recunosc acest lucru. Nu trebuie să dai motorul jos, pur și simplu să faci loc, dai jos cureaua de accesorii și după... ne apucăm de dat jos alternator. Acum vreau să-ți dau probă, ca la examen. Test, da, ca la examen. Spune-mi, te rog frumos, ce avem aici? Rampa de retur pentru injectoare. Aici? Pe acolo punem ulei. Acest... corp filtru aer. Deci știi tot. Da. Te-ai gândit vreo secundă să faci cele două meserii în paralel? Am încercat la un moment dat. Îmi consuma tot timpul, îți dai seama, nu mai aveai timp de nimic altceva. A fost o perioadă în care lucram la salon, după aia mergeam la școală și după școală lucram la un proiect de drift. Cristina, eu îți mulțumesc mult de tot că ai fost în această dimineață alături de noi și te las în continuare să lucrezi aici la mașină. Vreau să văd cum scoți rezultatul final. Poftim? Rezultatul final? Da, vreau să văd rezultatul final și cum reușești să scoți acel alternator de acolo. Mulțumesc mult de tot. Răzvan Dani, deocamdată atât, de aici mă întorc la voi. Mulțumim tare mult, super interesantă povestea. Ne bucurăm să fie avut astfel de imagine.